Vă salut, dragi prieteni! Iată-ne din nou la emisiunea Povestea cutiei cu năluci. Astăzi vom pune în discuție pescuitul cu echipament și năluci ultralight la biban și facem asta nu oricum, ci în condiții de pescuit de competiție. Îl vom avea alături de noi pe Eugen German, un pescar care are mulți biban la activ în condițiile acestea destul de dificile de pescuit în compania a numeroși alți pescari, de sunt multe bărci pe apă. Iată un motiv în plus pentru a aborda până în cel mai mic detaliu tehnica ultralight la biban. De asemenea, cu genul acesta de năluci, pescuiesc și în perioadele în care peștele mănâncă prost. Pescuiesc în mișcare, încercând să acopăr zone foarte mari de apă și să găsesc bibanii dispuși să atace, să găsesc peștii agresivi.